Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou episod de citirea Bibliei împreună. De aici din Megidia vă salut și doresc ca acest cuvânt al lui Dumnezeu pe care îl studiem, îl citim împreună, să fie cu adevărat un balsam, o binecuvântare pentru sufletele noastre în aceste momente deosebite. Astăzi vom citi capitolul 3 din Evanghelia după Luca. Pentru început aș vrea să menționez faptul că Luca, un cronicar iscusit, așează lucrurile în contextul istoric al vremii sale și ține să ne amintească dacă în capitolul 2 evenimentele nașterii lui Iisus Hristos se petreceau în vremea lui Cezar Augustus. În capitolul 3 ne aflăm deja în vremea lui Tiberiu Cezar. Un alt cezar care stăpânea la Roma, care avea intenția și ambiția de a stăpâni peste lumea întreagă, era un om păgân, un om destul de violent, de brutal, un om foarte viclean și în timpul său Ioan Botezătorul începe propovăduirea și desigur în aceeași perioadă și Iisus Hristos abia să-și înceapă lucrarea. Haideți să citim cu atenție din Luca, din capitolul 3. Dacă aveți Sfânta Scriptură la îndemână, puteți să o deschideți și împreună să urmărim textul acesta. În anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Pilat din ponte era dregător în ideea, Irod, cărmuitor al Galilei, Filip, fratele lui cărmuitor al Ituriei și al Trahunitei, Lisania, cărmuitor al Abilenei, și în zilele marilor preoți, Ana și Caiafa. Cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustiu. Trebuie să mai menționez un lucru, erau doi mari preoți în Israel, ceea ce era foarte neobișnuit. Conform unor, unor teologi este vorba de un mare preot care era probabil sub autoritatea romană mai degrabă, era de partea trădătorilor, și un alt mare preot care era recunoscut de Sanhedrinul evreiesc, care era încă fidel uh, autorităților uh, evreiești religioase. Și Ioan a venit prin tot ținutul din împrejurimile Iordanului și propovăduia botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor. După cum este scris în cartea cuvintelor prorocului Isaia. Iată glasul celui ce strigă în pustiu. Pregătiți calea Domnului, neteziți cărările. Orice vale va fi astupată, orice munte și orice deal va fi prefăcut în loc neted. Căile strâmbe vor fi îndreptate și drumurile zgrunțuroase vor fi netezite. Și orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Mi-ar plăcea să citesc în continuare, dar totuși nu pot să nu pentru o clip aici, să observăm mesajul special pe care Ioan îl aduce în vremea lui și care pare să fie atât de actual în contextul crizei în care ne aflăm astăzi. Ioan este un predicator radical, era din familie preoțească, acum este profet, deci este și un preot și un profet în egală măsură, dar mesajul lui este unul foarte radical, pentru că Ioan însuși era separat de lumea religioasă, influentă a vremii sale, care inventase o religiozitate lipsită de viață, lipsită de o relație reală cu Dumnezeu. Ioan se afla de asemenea în opoziție față de autoritățile politice, militare ale vremii. În mod cert, Irod, este cel care îl urăște și mai târziu Irod, de fapt, are să îl decapiteze pe Ioan. Ioan, de asemenea, este un om radical care vorbește împotriva abuzurilor și ale apostaziei poporului Israel. El recunoaște că poporul s-a îndepărtat de Dumnezeu, era într-un faliment moral și de aceea Dumnezeu îngăduise toată pediapsa prin care trecea poporul Israel. Așa că Ioan face acum o chemare la căință, la o schimbare lăuntrică, Celor care s-au ridicat le cere să se smerească. Celor care sunt în smerenie le cere să aibă speranță și încredere că Dumnezeu îi va ridica. Ioan cheamă poporul să se pregătească pentru întâlnirea specială care urma să fie cu Mesia. Și cum avea să fie această chemare? Exact printr-un legământ al pocăinței, al schimbării interioare, manifestat prin actul exterior al botezului. Și de aceea Ioan începe să propovăduiască botezul. Haideți să ascultăm versetul 7. Ioan zicea dar noroadelor care veneau să fie botezate de el. Pui de năpârci. Cine va învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Și nu vă apucați să ziceți în voi și vă avem pe Avram ca tată, căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiul lui Avram. Ioan îi mustră pentru faptul că erau interesați doar de o formă religioasă, că se numeau fiii lui Avram, că noi avem credința strămoșească. Ioan le spune, nu, e vorba de faptele pocăinței care sunt produse ca urmare a ascultării voastre de Dumnezeu. Și acum urmează un avertisment foarte serios. Securia a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci, orice pom care nu face rod bun, este tăiat și aruncat în foc. Noroadele îl întrebau și ziceau: Atunci ce trebuie să facem? Drept răspuns, el le zicea: Cine are două haine să împartă cu cine n-are niciuna. Și cine are de mâncare să facă la fel. Au venit și niște vame să fie botezați și au zis: Învățătorule, noi ce trebuie să facem? Vă reamintesc, vame și erau niște colectori de taxe de la propriul lor popor pentru a le da uh, celor care îi subjugau, romanilor. Erau niște oameni urâți de evrei. Și oamenii aceștia întreabă, ce să facem? El le-a răspuns, să nu cereți nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luați. Le spune să nu abuzeze de poziția lor, de funcția lor. Niște ostași îl întrebau și ei și ziceau, dar noi ce trebuie să facem? El le-a răspuns, să nu stoarceți nimic de la nimeni prin amenințări, nici să nu învinuiți pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulțumiți cu lefurile voastre. Iată, corupția era o problemă pandemică cu 2000 de ani în urmă, așa cum există și astăzi în societate. Și Ioan spune, schimbarea trebuie să se petreacă în lăuntru. Noi vrem să se schimbe lucrurile în societate, dar trebuie ca mai întâi oamenii să se întoarcă spre Dumnezeu cu toată inima lor. Fiindcă norodul era în așteptare, și toți se gândeau în inimile lor cu privire la Ioan, dacă nu cumva este el Hristosul, Ioan drept răspuns a zis tuturor, că despre mine, eu vă botez cu apă, dar vine acela care este mai puternic decât mine și căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela are lopata în mână. Își va curăța aria cu desăvârșire și își va strânge greul în grânar. Iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Ioan așează aici, în context, persoana și lucrarea Domnului Isus. El anunță că va veni acela, Mesia, cel care era așteptat de poporul Israel. Vrea să nu fie nicio confuzie, oamenii să creadă că El este Mesia. Dar, de asemenea, Ioan spune: aveți grijă că Mesia va face o curățire el însuși, va face o purificare a poporului. Nu oricine va putea să se considere fiul lui Dumnezeu, ci doar aceia care vor fi curățiți de Dumnezeu prin credința în Isus Hristos. Astfel propovăduia Ioan norodului Evanghelia și îi dădea încă multe alte îndemnuri. Dar cârmuitorul Irod, care era mustrat de Ioan pentru Irodiada, nevasta fratelui său Filip și pentru toate relele pe care le făcuse, a mai adăugat la toate celelalte rele și pe acela că a închis pe Ioan în temniță. De fapt, aceasta a fost soarta tuturor profeților din Vechiul Testament care s-au ridicat împotriva autorităților păgâne. Ioan a fost credincios însă până la capăt mesajului primit de Dumnezeu. Și acum istoria noastră se mută într-un plan special, și anume botezul lui Isus. Spațiul alocat este foarte scurt, de aceea vă rog să-l urmărim cu atenție. După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Isus, și pe când se ruga, s-a deschis cerul. Și Duhul Sfânt s-a coborât peste el în chip trupesc, ca un porumbel. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: Tu ești fiul meu prea iubit, În tine îmi găsesc toată plăcerea. Scena este sublimă. Tot poporul a fost botezat, probabil, avem aici de a face cu o perioadă a botezărilor care s-a încheiat din momentul în care Ioan l-a botezat pe Iisus Hristos. Ioan a știut, până aici mi-a fost lucrarea mea. Scriptura ne spune că în momentul în care Iisus se boteza, el se ruga și de asemenea cerurile s-au deschis, Tatăl a vorbit din ceruri, iar Duhul Sfânt s-a coborât peste Hristos într-un mod vizibil, manifestat sub forma, sub chipul unui porumbel. Iată-l pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt, împreună mărturisind Planului Dumnezeu de Mântuire. Și ajungem acum la ultimul paragraf din Luca, din capitolul 3. Este un paragraf deosebit prin aceea că el este doar o înșiruire de nume din spița genealogică a Domnului Isus. Însă să știți, lista aceasta nu este la întâmplare. Ea vrea să ne asigure de faptul că Isus Hristos este în continuitatea unui plan pe care Dumnezeu l-a întocmit de la început. Iisus Hristos a venit aici în lumea noastră ca urmare a unei profeții făcute lui Adam în grădina Edenului, profeții repetate spre uh, Avram, spre Mois, spre, spre David, spre toți oamenii lui Dumnezeu din istorie. Așadar, genealogia aceasta l încorează pe Hristos în umanitatea noastră. Este fiul lui Adam în final și de asemenea este fiul lui Dumnezeu, îl ancorează în divinitatea lui. Am să citesc lista aceasta și chiar dacă nu sunt lucruri speciale de reținut. Amintiți-vă lucrul acesta. Hristos este om, Hristos este Dumnezeu. Isus avea aproape 30 de ani când a început să învețe pe norod și era, cum se credea, fiul lui Iosif, fiul lui Eli, fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Melchi, fiul lui Anai, fiul lui Iosif, fiul lui Matatia, fiul lui Amos, fiul lui Naum, fiul lui Esli, fiul lui Nagai, fiul lui Maat, fiul lui Matatia, fiul lui Semei, fiul lui Fiului fiul lui Yoda, fiul lui Onanan, fiul lui Reșa, fiul lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, fiul lui Neri, fiul lui Melchi, fiul lui Adi, fiul lui Kosam, fiul lui Elmadam, fiul lui Er, fiul lui Isus, fiul lui Eliezer, fiul lui Yorim, fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Simeon, fiul lui Juda, fiul lui Iosif, fiul lui Ionam, fiul lui Eliakim, fiul lui Melia, fiul lui Mena, fiul lui Matata, fiul lui Nathan, fiul lui David, fiul lui Iese, fiul lui Jobed, fiul lui Boaz, fiul lui Salmon fiul lui Naason, fiul lui Aminadab, fiul lui Admin, fiul lui Arni, fiul lui Ersom, fiul lui Fares, fiul lui Iuda, fiul lui Iacov, fiul lui Isaac, fiul lui Avram, fiul lui Tara, fiul lui Nahor, fiul lui Seruh, fiul lui Ragau, fiul lui Falec, fiul lui Eber, fiul lui Sala, fiul lui Cainam, fiul lui Arfaxad, fiul lui Sem, fiul lui Noe, fiul lui Lameh, fiul lui Metusala, fiul lui Enoch, fiul lui Iared, fiul lui Malaleel, fiul lui Cainan, fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu. Acesta este contextul istoric. Cronicarii au vrut să păsteze și genealogiile acestea. Există alta în Matei care parcă sunt diferite și sunt scrise într-un mod diferit, însă ele privesc diferit spița neamului Domnului Iisus, țintind însă spre aceeași finalitate. Până la capitolul următor pe care îl vom asculta mâine, vă invit, închinați-vă lui Iisus Hristos. Ascultați chemarea lui Ioan, orice munte să fie coborât, orice vale să fie ridicată. Și fiecare dintre noi să privim cu credință la Fiul lui Dumnezeu care aduce mântuire tuturor acelora care se încred în El. Fiți bine binecuvântați de Domnul Isus acolo unde sunteți în locuințele voastre.